La Târgu Cărbunești, toți cei 1256 de elevi vor primi cadouri de la Moș Crăciun după ce vor susține un spectacol. Toți copiii care sunt cumpriși la cursul de învățământ preșcolar, școala primară și gimnazială, sunt 1256 de copii, ne-am pregătit pentru aceste, pentru sărbători, un pachetel cât de micuț, dar pus încă o dată cu drag și cu suflet, smulgi copilului un zâmbet sau de ce nu o lacrimă când spune, de emoție când spune poezia de Crăciun, de sărbarea de sfârșit de an, și asta zic eu că este un lucru mare care va rămâne întipărit pentru toată viața. Și la Padeș se pregătesc aproape 1000 de cadouri pentru cei mici. Am pregătit în jur de 1000 de pachete pentru elevii și copiii din comună. Toți copiii vor primi un pachet din comuna Padeș și toți oamenii nevoiași, adică avem cazuri sociale care nu lucrează niciunde, sunt cu probleme reale și trebuie eu ca primar trebuie să mă ocup de ei și ca până la urmă ca om cu suflet. Trebuie să mă ocup de ei. Autoritățile locale s-au gândit și la cei mai nevoiași care vor primi lemne pentru foc, aceștia neavând niciun venit. Am 10 cazuri speciale, aș putea să vă spun, unde le duc lemne sparte acasă, în jur de 3 metri cubi, pentru a putea să aibă și ei căldură în casă. Și vreau să vă mai spun că mă preocupă fiecare cetățean din această comună și îi pot să vă spun acest lucru. Până la primirea cadourilor de Crăciun, micuții îl așteaptă pe Moș Nicolae vineri.